Primarul a ales nemărginirea, iar astăzi a pășit spre ea. Prietenii, colegii, familia și chiar oameni care l-au cunoscut doar prin muzică și-au luat rămas bun de la artist. Cornel Fugaru a fost înmormântat la cimitirul Belu din capitală. Am ales nemărginirea. Cu siguranță muzica lui, care a fost marea lui iubire, înaintea mea, înaintea lui Vlad, a fost muzica pe care le-a dăruit-o oamenilor și cred că asta va rămâne. Soția lui Bebe, așa cum îi spuneau prietenii, nu a fost nicio secundă geloasă. A înțeles și a respectat dragostea pentru muzică. Eu l-am iubit necondiționat și pentru mine a fost numai plin de calități. Cred că n-a supărat niciodată pe nimeni cu nimic. A fost așa un om vesel și iubitor de viață și prietenos. Eu mă reproșez că în ultimii ani nu am mai fost atât de des să-l văd pe Bebe și să-mi petrec timp cu el. Cornel Fugaru a pus note pe portativul multor tineri, dar fiului său i-a predat cea mai importantă lecție. Cea mai importantă lecție? Să iubesc și să fiu cinstit. Și să nu dezamăgesc pe nimeni. Vlad nu s-a dezlipit nicio secundă de mama sa și au alinat durerea unul altuia. Acum au rămas doar ei doi. În acest moment e scos din biserică în aplauzele celor de aici. Titus Munteanu, Nico, Marius Seicu sunt câțiva dintre cei care i-au spus astăzi adio. La fel cum i-au spus și mulți care nu l-au întâlnit niciodată. Am venit să-l conduc și eu pe ultimul drum pe actorul nostru. Chiar mi-a plăcut așa de mult. Cornel Fugaru se odihnește acum pe veci sub sute de flori. Anul acesta ar fi împlinit 71 de ani.